Echipa națională de basket a României va participa în premieră în cadrul campaniei de calificare la FIBA World Cup. Țara noastră face parte din grupa D, în care se mai regăsesc Italia, Croația și Olanda. Cu un nou staff tehnic alcătuit din Zare Markovski, Hristu Șapera și Mihai Silvășan, românii vor susține la finalul lunii noiembrie primele jocuri din grupa D. Noi antrenorii naționale au chemat 15 jucători la pregătirile primelor dueluri. BCMU FC Argeș va fi reprezentată pe lângă Hristu Șapera și de Vlad Corpodean. Ceilalți 14 sportivi chemați la reunire sunt Vlad Moldovean, Emanuel Cățe, Rareș Uță, Andrei Mantache, Jordan Watson, Cătălin Baciu, Radu Paliciuc, Bogdan Nicolescu, Roland Toroc, Radu Vârnă, Nandor Cuti, Iulian Orbeanu, Sebastian Ionescu și Lucas Tohătan. În campania de calificare se va juca după sistemul fiecare cu fiecare, în dublă manșă. Primele trei echipe clasate se califică în faza a doua campaniei de calificare.